Ne. Hai că dacă merem încolo, o să vină și ele. Hai, ne. Câte vaci aveți? Două vaci lase avem și o jumătate. Fac așa pentru că nu vezi vocea. Hai, femura. Iar mura a fost crescută numai de copii. Mura numai de copii. Ei au grijă de ele? Te ajută? Da. Dar tu ești fermierul șef. Zicem că eu administrez doar o grădă. Eu sunt muncitorul grădii. Ideea mi-a venit în felul următor. De mult tot am vrut să povestesc pe Facebook ce se poate întâmpla încă într-o gospodărie la țară. Fix, ce se întâmplă. Am dat drumul la începutul anului ăsta la pagină, Instagram și Facebook, și am început să povestim. Când am scos gunoiul, când am mult vacile, când au pătat vaca, așa. În vară, într-o seară, pe când aduceam vacile din câmp, împreună cu pruncii, ne-am întâlnit cu o mamă și cu o fetiță care are pe drum în spatele livezei. Și fetița s-a uitat insistent la vaci, de fapt. Vacile noastre, cum ați văzut, sunt blânghi. Am avut inspirația de mine și o întreb pe mama ei că vrea să pună mâna pe vacă fetița. Și eu au zis că da, că nu mai avut ocazia, că a crescut la oraș. Și apoi atunci am zis, bun, merem acasă, ne punem mintea la contribuție. Și am zis, am făcut o postare pe Facebook că referitoare cu vacile, că dacă ar vrea cineva să le mângâie. Și a fost care a răspuns acolo, le-am trimis un mesaj privat, personalizat, și le-am invitat la noi în ogradă. Și practic asta a fost chestia cu vizita în ogradă. Și de atunci am cunoscut o grămadă de oameni, familii cu copii sau pur și simplu tineri, adulți, care au venit, au văzut, le-au făcut zona, le-am arătat dealurile. Și mi-a plăcut ceea ce am văzut. Și practic tu îmi spui că oamenii, părinții cu copii sau oamenii curioși pot veni să vă viziteze. Exact. Pot să vină să ne viziteze, le arătăm ce facem noi pe aici, practic ce se întâmplă într-o gospodărie țărănească. Probabil că ați văzut că nu suntem super profi, adică pur și simplu, la bază, la origini, ceea ce se întâmplă și atât, nimic mai mult. Oameni simpli. E o chestie de conștientizare și responsabilitate, cred că, până la urma urmei. Să înțeleagă copilul de unde vine laptele, exact. De unde vine să mâncarea. Să poată pune mâna pe vaci, pe vițel, pe animale. Foarte important, că practic ne distanțăm tot mai mult de ceea ce a fost cândva. Nu e o chestie doar de bani, de afacere. Să menționăm că nu percepem nicio taxă, adică oamenii vin liniștiți, să uită, pun mâna pe vaci, aleargă copiii până livadă și practic asta se întâmplă. Cât lucrați în ograda pruncilor? Eu și maică-mea. Și copiii care sunt pe lângă noi. Și ce înseamnă o zi de lucru vara pentru voi aici? Hmm. Deci au fost zile vara asta când de aici, dacă vă uitați, aici a fost sfeclă furajeră printre pom. Deci printre fiecare rând de pom a fost sfeclă furajeră. Asta a însemnat că dimineața ori am fost aici la plivit, dacă n-am fost aici am fost sus la deal la plivit de dovlegi, pentru că n-am avut încotro. Dimineața așa, după masa acasă cu lucru, cu vacile, da? La amiază, la fel, adăpat vacile și verificat dacă au apă, că a fost foarte cald. Foarte cald. Foarte cald a fost. Programul ne facem noi, practic, în ogradă, dar și respectăm. La 6 ani ne trezim, ne pregătim și pregătim vacile pentru mulți. Pentru că vin abonații dimineața după lastie. Deci, clar, facem lucrul ăsta. Între timp, ne pregătim. Abracul, multă lume m-a întrebat că ce înseamnă abracul ăsta.
Abracul ăsta se referă la, la desertul vacilor, dacă pot să spun așa, care e format din, în clipa de față le dăm dovleci răzuiți, tărâțe și daralău de porumb, de teni, cum zicem noi pe aici. Și asta înseamnă pentru lapte, că dacă nu, nu le dai să mănânci, nu au lapte. Da, și fân, fără fân nu, nu se poate. Și între chestiile astea tot poate. Scoatem gunoiul din graș, că n-ai cum. Acum, în perioada asta, nu mai suntem așa aglomerați. Am avut o perioadă foarte aglomerată de când a început cu toamna, recoltatul porumbului. Am recoltat porumbul din câmp, l-am adus acasă, a fost basculat jos, din jos în coșară. Pe lângă vaci, voi mai aveți și alte animale, mai aveți găini? Da, avem găinile. Am găini, nu avem așa multi, intenționăm să luăm o otoare la primăvară, dar avem găinușele pitice pentru, pentru decor, dacă putem spune așa, dar și fac ouă. Și fac ouă. Și tot am vrut să ne luăm prepelițe, da? O să luăm, că prunci tot cer. Și iepuri mai aveți, iepurași. Și iepuri, da. Iepuri. Iepuri sau pruncilor, noi nu-i ținem pentru carne iepuri. Faci practic ceea ce ai văzut și în copilărie, tu așa ai crescut. Da, deci eu pot să spun că meream la bunici, mi-aduc și amând amintin cu drag. Erau vacile acolo, cai acolo, bine. Să fim serioși, nu se poate compara ograda noastră cu ce era cândva ograda bunicilor. De nici vorbă de așa ceva. Nu, și nu știu dacă va mai fi vreodată așa ceva. Dar la bunici meream și era acel ceva că, wow, era altfel oricum. Noi încercăm cât de cât să ne asemănăm. Dar v-am spus, nu avem cum. Și practic nu ai cum. Noi eram la bunici, primul lucru pe care îl făceam, aveau tuci, curci. Primul lucru pe care îl făceam, eram în pârâu, ca așa, sau în râpă, și căutam dacă au rouat tucile. Și ele dormeau noaptea în frăgar. Dar la noi nu se mai ții, de exemplu, așa ceva în frăgar sau... Nu mai ai cum. Nu mai ținu amie nici vaci, nici cai. Cai sunt foarte puțini la noi în sat, de exemplu. Nu și vacile mele îmi spuneai că sunt foarte puțini. Da. Puțină lume mai ai crește vaci. Puțin, pentru că nu e ușor. Și de vacile nu știu că e sărbătoare. Niciodată. Ieri a fost 1 decembrie, dar putut o fi. Alaltă ieri a fost Sfântul Andrei, nu? La fel. Deci nu, ele nu știu. Pentru că imediat le băgăm pe graj, începem să le dăm fânul, abracul e pregătit, la 6:30 mulgem sara, ori mă le așternim și gata, dar îi de lucru cu ele, îi de lucru. Dacă vrei să faci ceva, totdeauna ești prins de ele. A fost când eram sus în deal și din deal ne-am dus în vale, la propriu, în valea lor, să le tragem apă, să aibă ce să bea ei. Deci nu e ușor și nu mă mir că nu mai țin în lumea, nu mă mir. Și... Dar voi de ce o faceți? În primul rând o facem de plăcere, sună ciudat, dar chiar o facem de plăcere încă. Nu e ușor să le ținem și nu știu pentru cât timp le vom mai ține. Noi intenționăm să fie o perioadă cât mai lungă. Dar e problemă cu dezvoltarea. O fermă se dezvoltă foarte greu, e nevoie de fonduri. Ajutor nu prea este, nu vrem să politizăm sau ceva, dar oamenii chiar de asta fug, pentru că nu au un control. Bye.